Bine v-am regăsit la o nouă ediție Miezul Problemei aici la Național TV. Astăzi o să vorbim despre piața muncii din nou și despre tinerii de pe piața muncii. Alături de noi se află domnul profesor universitar dr. Anton Hader, lider Federația Națională Sindicală Alma Mater. Bine ați revenit în... Bine v-am regăsit pe un subiect extrem de interesant și de actual. Cu siguranță și vom afla cu siguranță lucruri interesante astăzi. Alina Apostu, antreprenor și coordonator al proiectului Vreau să fiu antreprenor. Bine ai venit! Mulțumesc foarte frumos pentru invitație și de-abia aștept să avem o conversație foarte faină despre tine. Am avut deja, înainte de a se deschide becul roșu al camerei și cred că așa va fi și în direct, domnul profesor Mircea Coș, invitat permanent. Bună ziua, bună seara! Bună seara! Domnule profesor, noi cred că acum vreo 3 săptămâni am prezentat împreună aici o emisiune despre discriminările de pe piața muncii, dacă vă aduceți aminte, și am promis atunci că vom reveni asupra acestui subiect pentru că el este vast. Și astăzi o să vorbim despre aceste generații, millennials, generația Z, cred că ați auzit aceste conceptele, tot rostesc psihologii, sociologii. Pare a fi ceva în neregulă cu tânăra generație când vorbim despre integrarea în societate, despre tineri care se apucă de lucru și găsesc un job și mai departe știm, casă, familie, par nestatornici, așa că le dedicăm o emisiune întreagă astăzi. Foarte bine facem, pentru că ai spus, Denis, că se ocupă sociologii, psihologii, da. Nu se ocupă economiștii. Nu se ocupă. Pentru că tânăra generație pe piața muncii este un efect economic, macroeconomic major, pe care noi îl neglijăm cu desăvârșire. Adică în România nu s-a discutat așa ceva. Pentru mine, una dintre marile dezamăgiri este că în acest foarte discutat PNRR, care are și o latură, unul dintre axele ei este New Generation, adică pregătirea Europei pentru noua generație, anii 2030-2050, acest plan național românesc cuprinde foarte puține elemente relativ la noua generație în termenii găsirii locului pe care această generație îl are din punct de vedere al aspirațiilor și pregătirilor ei. Pentru că generațiile se deosebesc între ele întotdeauna, de fapt ăsta este și sensul progresului. Generația aceasta de care vorbim acum e total diferită de cea care a fost, să zicem, acum 30 de ani când a fost Revoluția sau ce a fost. Și când a început să se profileze o altă formă de educație și de comportament. Această generație este, după părerea mea, ca profesor universitar de viață întreagă, în mai multe calități și în țară și în străinătate, generația asta, după părerea mea, este foarte valoros. Se discută mult și destul de artizanal așa despre tinerii ăștia de azi, nu sunt în stare, nu fac, nu drept. Nu, adevărul e că noi nu putem să înțelegem exact ce vor și cum vor și nu le oferim mediul în care ei să poată să fie ceea ce ar trebui să fie. Un alt exemplu, pe care îl tot discutam în pauză sau înainte de emisiune. Dacă se va întâmpla și se va întâmpla, pentru că este în PNRR, chiar dacă se caută așa o formă de cosmetizare a acestei situații, dacă se va întâmpla să există o prelungire a vârstei active, atunci noi blocăm din start accesul în economie, pe piața muncii, a generației care este pregătită, nu care stă și așteaptă. Mm-hmm. Nu ne ocupăm deloc de ceea ce înseamnă azi în literatura economică sindromul italian. Sindromul italian înseamnă tendința tinerii generații de a trăi în casa părinților. Da, da, da. Mult mai mult timp decât ar trebui. Nu pentru că neapărat vor lucrul ăsta, ci pentru că societatea nu ne acordă oportunitatea pentru ieșire. Nu-și permite o casă. Aici și căderea demografică din ultimii ani în toată Europa. Unele țări au început să se miște, Franța, Ungaria, la noi nu prea se vorbește nimic despre asta. Și atunci o discuție pe această temă este foarte binevenită, pentru că chiar dacă nu o să putem să rezolvăm problemele, măcar arătăm, și asta este meritul acestui post și a celor care organizează, care produc emisiunile, că aduc în discuție teme mai puțin. Corect. Mai puțin bătătorite, dar extrem de interesante. Alin, vin la tine. Millennials și generația Z. În câteva cuvinte, da, pentru că minutele se duc destul de repede. Ce înseamnă millennials, ce înseamnă generația Z? Pentru cei care ne privesc. De ce sunt ei altfel? În literatura de specialitate, să zicem, sunt definiți în funcție de vârstă. Millennials sunt cei născuți între 1983 și 1996, iar generația Z între 1997 și 2015. Cumva cam asta e, în funcție de perioada în care s-au născut ei, sunt împărțiți în cele două categorii. Și urmează Alpha, care sunt cei după 2015.
Cum sunt ei diferiți? Ce ați zice e că tinerii din generația Z au foarte multă, au foarte multă creativitate și originalitate, numai că au nevoie de spațiu în care ei să se manifeste și în care să o manifeste. Adică au nevoie efectiv de provocări și provocări, Doamne ajută, avem care să putem lucra, numai că au nevoie de zona asta de încurajare și de spațiu și proces. Ce aș zice despre millennials e că o parte dintre ei, și eu sunt tot acolo, suntem educați mai mult de către părinți și profesori care au trăit în perioada comunistă. Și aici vine câteva limitări din punctul ăsta de vedere, însemnând lipsă de încredere. E ceva ce vedem mai mult la millennials decât la generația Z. Generația Z vine cu mai multă încredere unii în ceilalți. Mai dezinvolți, da. Da, exact. Iarăși, tendința de a-și pune ideile în acțiune, observăm mai mulți tineri care au drive-ul ăsta, au dorința asta de a face lucrurile să se întâmple, de a implementa proiecte, de a vedea schimbarea, de a vedea schimbarea și de a o duce către realitate. Spre deosebire de generația millennials, unde s-a pus mai mult accent pe să-ți iei un job, să ai o mașină, să-ți iei o casă, din spectrul ăsta. Și un alt criteriu, și o să mă rezum la asta, cum mi se pare esențial pentru lumea în care trăim astăzi, e că millennials, generația Z mai mult decât millennials, se uită către schimbare. Dacă millennials se uitau mai mult către zona de siguranță, confort, tinerii din generația Z se uită să vadă care este contribuția pe care o pot aduce ei la acestei lumi și care sunt problemele pe care umanitatea le are și pe care ei le pot rezolva. Mai mult decât atât, caută însemnătate. Și fiindcă abordăm și subiectul jobului, nu mai doar despre salariu, e despre cum munca mea și lucrurile pe care eu pot să le fac contribuie și ajută societatea în care trăiesc. Domnule profesor Hader, chiar, nu știu, cred că acum vreo lună vorbeam cu un tânăr, se pregătește pentru bacalaureat, un examen important, crucial, da? Cel mai în viața, important. Cel mai important. Și întrebarea clasică, bine, și ce vrei să faci mai departe? Nu știu. Par de busolați tinerii. Nu toți. Nu toți. Nu toți. Dar sunt destul. Mulți care și realizează obiectivul. Se duc acolo unde le place. Pe vremuri te cam obliga familia. Are dreptate. Da, da. Tânărul antreprenor spunea, tu te duci la medicină. Dacă te-ai născut în anii 70-80. Da, tu te duci și faci inginerie. Da. Între timp s-a mai diluat această tendință a familiei de a-ți hărăzi viitorul și de regulă ascultă și părinții, chit că s-au născut, s-au trăit mult în comunism. S-au adaptat și ei. Generația asta e o generație altfel. Nouă. Da. Absolut. E greu de înțeles, cum spuneați și noi. S-au născut în informație. Exact, da. Exact. Da, și ei trebuie să ne înțeleagă pe noi. Adică nu trebuie să fie înțelegere numai din partea noastră a celor cu experiență. Trebuie să fie și din partea lor. Și aici trebuie să mai negociem, pentru că în unele cazuri nu dau doi bani pe ceea ce le spun părinții. Sunt și rebeli, mulți dintre ei, trebuie să recunoască, pentru că știe așa ceva. Dar sunt, într-adevăr, mai dezvoltați, mai creativi, mai ingenioși, mai doritori să ajungă sus mai repede. Și atunci și de uneori, ce nu uneori, nu cu toate mijloacele corectitudinii. Arde etape, trebuie să le ardeți, dar nu cu orice preț. Reține, dragul meu, nu poți să spui, domne, vreau să fiu la 30 de ani, 50 de ani, la 60, să ai... ca pregătire, ca valoare. Nu se poate. Trebuie să... Nu contest că nu pot fi printre ei genii și chiar ar merita să fie promovați în funcții înalte, pe poziții înalte, să ocupe grade didactice, dacă e vorba de educație, înalte. Dar trebuie toate făcute cu corectitudine. E o generație care are plusurile ei și minusurile ei. Cum zicea marele profesor care m-a condus la doctorat, reposatul Ioan Constantinescu de la Politehnică, dragă, zice, într-o afacere, într-o căsnicie, într-o relație. Pui plușii, nu zicea plusurile, plușii pe o parte, minusii pe alta. Câte vreme plușii bat minusii, e bine. Eu, din ceea ce cunosc, plusurile bat minusurile. Dar minusurile trebuie corijate, pentru că e păcat de această generație să nu aibă mai multe plusuri decât a avut noi. Că fiecare generație și până la urmă pe plus. Și ocazii... Fie că era comunistă, dragul meu. Nu avem nicio vină că am trăit atunci. Dar uite că atunci e drept. Cu cârca, cu eforturi s-au făcut lucruri pe care astăzi le folosim. Din păcate, de 30 de ani n-am fost în stare să facem mare lucru cu infrastructura rutieră, cale ferată. De ce aviatică? Nu mai zic că nici aia nu se simte bine. Navele s-au prăpădit, nu știe cine a luat lumea. Deci haide să luăm în seamă aspectele astea și trebuie să respectați și voi vorba aceea. Pe cei, să-i respectați pe cei care v-au creat în fond și care, evident, au avut contribuțiilor la vremea lor. Pentru asta trebuie și voi să contribuiți la binele lor. Și aici m-aș referi, ultima idee, pentru că sunt convins că vor mai fi și alte puncte de vedere,
mă tot străduiesc să vă îndemn la televizor, că în altă parte n-am cum și prin pauze, când m-am întâlnesc cu studenții, că acum, de, pauzele sunt mai rare, dar și pe online se fac pauze. Să fiți corecți. Ce înseamnă asta? Unii dintre voi vor să ardă etape, cum ți-am spus. E de înțeles. Tinerețe vor să ajungă, să aibă repede. Ce își dorește românul? Ce? Mașină, apartament. Mă rog, dacă are și mașină și apartament, vrea și mai mult, ceea ce e normal, nu? Însă să o facă cu mijloacele corectitudinii. Asta aș vrea să vă spun. Și când zic de asta, mă gândesc că foarte mulți dintre voi acceptați să fiți angajați la salariul minim pe economie, de ce știm bine, ca să fie dările mai mici și contribuțiile la pensii aproape deloc, ne gândindu-vă că și voi veți ajunge în postura în care suntem noi aici, eu și cu domnul ministru Coșa, la 60-70 de ani și va trebui și voi să vă gândiți la pensii. Deci, acum că sunteți în formă, în vână, iartă-mi cuvântul, dar se poate înțelege, e un termen popular, ar trebui să vă gândiți și la asta. Așa mi-a spus un tânăr, care a fost studentul meu. Și domnul Hadr, eu 6.000. Și cum ei? Legalizați? Nu, doar 2.300. Și în această situație, dragii mei și telespectatorii, știu că spun asta peste tot unde mă duc, sunt aproape de 1.700.000. Doamna Turcan mi-a spus acest număr, 1.700.000. Iar dacă te miști cu 102 în sus față de 2.300 legalizați, trecem de 2.500.000. De ce oare? Și cei mai mulți sunt tineri. Nu se gândesc că ajung la pensie, că îmbătrânesc și că în felul acesta nici ei nu-i pot ajuta pe cei care i-au învățat carte. Vorbeați de profesori. Alin, de ce gândesc tineri așa? Nu-și pun problema, domnule. La vârsta lor, nu. Mai greu. Aici trebuie să... Nu, orice mi-ar zice, i-am răspuns un lucru. Mai greu. Ce se gândesc ei la pensie la 20, la 30 de ani? N-aș zice neapărat că nu se gândesc la pensie, ci cred că nu cred că mai au încredere în sistemul de pensii. Și pentru, până la urmă, dacă ne uităm la realitate, pentru motive destule de consistente, de ce nu? Dar eu cred că felul în care tinerii se raportează, și aici putem să avem dezbaterea asta legat de corectitudine, eu cred că tinerii sunt destule corecți. Și sunt de acord că probabil sunt excepții, cum există peste tot, și sunt și millennials, și generația de dinainte de millennials. Nu cred că e despre generație aici, cred că pur și simplu în ADN uman avem și eu, sunt o parte dintre noi care au o precădere către zona cam asta. Cam mulți în cazul ăsta, de care vorbeam eu. Să accepti să ți se dea o sumă consistentă, fără să fie fiscalizată pe principiu că sistemul de pensii ca în scârție, sau că eu știu dacă mai prin pensie, auzi, explic mare, nu știu, nu mă interesează, eu vreau să-mi trăiesc viața, acum m-am primit aceste replici de la tinerii mei, adică crede-mă. Asta zic, nu m-aș uita doar la excepții și la replicile respective, ci m-aș uita să vedem și exemplele pozitive pe care tinerii, adică avem tineri inventatori care... în mijloace super etice reușesc să construiască chestii extraordinare. Noi avem un program nostru, Vreau să fiu antreprenor și Insights. Avem tineri care reușesc să construiască business-uri. Am pus o ștampilă general, dimpotrivă, știu. Am și eu tineri care sunt cu litera legii în brațe. M-aș uita către tineri ăștia ca să-i dăm ca exemplu mai degrabă decât către tinerii care nu sunt. Să știți că aceștia vor rămâne corecți. Cei despre care vorbeam eu ar trebui să se... cizeleze, să ajungă și ei, să fie tot ca oamenii ceilalți. Eu cred că dacă o să începem să vorbim mai mult despre tineri. Eu le cer colegilor mei, profesori, le-am cerut și președintelor țării, să știi că nu am opreliști. Să fie cei mai corecți oameni. Nu, adică, spui tu că și-a dat o casă, unul dintre președinți, poate nu știi, și-a dat o casă cu 19.000 de dolari sau ce era și a spus că e legal, dar e imoral. E poftit. Deci așa a rămas celebră butada. A zis, e legal, dar e imoral. Dar casa a rămas. Câte de astea n-am avut în 30 n-am avut? De ani? Deci din acest punct de vedere, voi trebuie să fiți și legal și moral. Eu asta zic, dacă așa începem să vorbim mai mult despre tineri ăștia care fac lucrurile astea faine, putem să-i dăm ca exemple și ca atare și ceilalți. Să-i îndemnăm și pe ceilalți. Eu cred că asta e modalitatea. Jobul ideal? Că voi tot timpul păreți așa într-o căutare din asta, adică am mai vorbit cu oameni din zona de resurse umane și îmi spuneau, domne, stau 6 luni aici, un an acolo, după aia pleacă în altă companie. Și băiatul meu peste, e la fel ca el. Ca aceștia. Nu știu dacă el schimbă. Și mai mult decât atât, se pare că s-a schimbat și mentalitatea companiilor, adică dacă te duci și ai o vechime puțin mai mare într-o companie, deja ești blazat, e un semn de întrebare. Acum e important în CV să ai cât mai multe locuri de muncă bifate, nu? Cred că e o diferență aici de mindset și de viteză, de care povestea mai devreme și de domnul profesor. Tinerii sunt obișnuiți cu un alt tip de învățare. Sunt expuși la foarte multă informație și consecința e faptul că ritmul de învățare e mult mai alert. Motiv pentru care și nivelul schimbărilor e mult mai mare. Aici putem să vedem și influența din social media. Sau au așteptări prea mari de la un job? Nu știu dacă sunt așteptările prea mari de la un job, cred că sunt așteptările lor și așteptările părinților lor care se manifestă în viața proprie și personală.
părinții au așteptări mari de la tineri, profesorii au așteptări mari de la tineri, ca atare și ei încep să aibă așteptări mari de la ei. Și asta se manifestă peste tot, inclusiv în companii. Și atunci când se duc în companii, își doresc să aibă un job care să fie flexibil, își doresc să aibă un job care să-i provoace. Să câștige mult dintr-o dată? Aș zice... Deși nu au experiență de multe ori? Ne-a făcut anul trecut un studiu și venitul a fost al treilea factor motivator pentru tineri. Cel mai important era echipa. Are dreptate. Tineri. De acord cu el, băiatul meu se potrivește pe cala podului, are 30-31 de ani. Așa este. S-a dus într-un loc și după un an și jumătate a învățat tot ce era acolo. Mă blazez. Nu mai învăț nimic toată. Plec și apelez la o companie foarte mare. Acolo ce credeți că am întâlnit? Numai moși și babe. Adică un colectiv, cum spunea el, a spus-o mai drăguț, cu care nu mă simt bine, nu rezonez. Și de la 7-8.000 de lei s-a dus mai jos, la 4-5.000 de lei, poate. Deci ei caută să se simtă bine. Da. Să se simtă bine și în conjunctura în care lucrează, în mediul în care lucrează. E foarte important și acest lucru. Absolut. Deci nu e banul pe primul plan. Nu întotdeauna. Ori fi și tineri care, neavând, de când s-au născut, născându-se în familii sărace, e greu să-i potolești, să-i spui, mă, tu stai puțin, plătește zările la stat și mai stai și tu când bătrânești și tu. Pe acela nu-l convinge. Intră în categoria aceea de care vă vorbeam. Acela i-a vid de a aduna, de a se ridica, trăi săracul amărât, îi mai pui acum și bodniță între ghilimele să-i spui, băi, tu trebuie să dai toate zările alea 41,5%. Smart, domne, suntem a treia din Europa. Aici e marea problemă. Ar trebui să mai umblăm aia, dar cine să umble? Domn profesor. Da, e o chestiune care mie nu prea place, pentru că noi apreciem acum tineri din două puncte de vedere. Să ajungă antreprenori, adică să aibă un business, e o realizare, sau să fie oameni politici. Să se pomenească la 21 de ani parlamentar, să nu știe nici măcar Constituția țării, dar să fie parlamentar. Și să fie ministru în unele cazuri. Și chiar ministru. Și asta este o chestiune care poate fi discutată. Însă eu cred că ceea ce aștept eu de la tinerii din generația asta, Z sau cât o fi, este să fie cetățeni. Pentru că spiritul ăsta de cetățean a dispărut în România și dispare cam peste tot. Că suntem cetățeni europeni. Bă, e un fel de a zice. Că nu prea suntem. Suntem cetățeni români. Atunci când ne place. Când nu ne place, începem să vorbim ce asta e țară, ce nu știu ce, vreau ca afară. Deci nu există niciun fel, după părerea mea, o educație în România în sensul cu care, sigur, cuvântul ăsta e prăfuit, dar se cheamă patriotism, care există toate celelalte țări. La noi acum să fac niște eforturi foarte mari ca să devenim patrioți, dar nu îl fac. Nu educația face, ci face în mediul de afaceri. Ați observat că au apărut foarte multe mărfuri cu tricolorul pe ele, pe ambalaj. Asta e un lucru care se cheamă, se numea în Anglia până la 1800 patriotism negustoresc, dar care este foarte la modă în Franța, în Italia și mai ales în Ungaria. Acum apare și la noi. Au apărut anumite firme care neapărat vor să se cheme românești sau România sau ceva în genul ăsta. Deci efortul se face, pentru că oamenii care au cap și care au experiență, pentru că vârsta tânără este o calitate, dar din punct de vedere al inteligenței native. Pentru că trebuie să ai și experiență ca să devii conducător sau om de afaceri sau chiar politician. Și statul de ce nu face? Deci, e prea dezlănat să facă asta, domn profesor? Copii? Statul de ce nu face asta? Statul nu face asta pentru că nu-l interesează. Statul este atât de aservit unor principii care ei le numesc valori europene sau parteneriatelor strategice, că nu mai fac niciun fel de apel la ceea ce înseamnă să fie astăzi legat de o anumită tradiție. Ce înseamnă până la urmă să fii patriot? Să-ți respecti anumite elemente care țin de originea ta, care încep de la locul în care te-ai născut, rude, familie, limbă și așa mai departe. Lucrurile astea se pierd pentru că nu sunt cultivate cum au început să fie în alte țări. Noi discutăm câteodată peiorativ, nu la nivelul nostru, ci la nivelul unor oameni politici, despre faptul că, uite la polonezi, ăștia au început ca să vorbească despre polonizare. Ce e polonizare când suntem în Europa? Dar polonizare înseamnă spiritul pe care trebuie să-l ai atunci când privești un interes național. Pentru că Europa încă n-a devenit un stat federal, n-am devenit membri a unei entități
fără naționalități și fără cultură și cu aceeași limbă, deci asta trebuie să fie. Și atunci, eu când văd, că văd la televizor, că în altă parte n-am de să vezi, tineri, mai ales liceeni, care participă la diferite concursuri. Și a spune eu într-un mod care unii îl apreciază ca fiind un chici, dar îl apreciez foarte mult. Umblă cu pangliși tricolore sau cu steagul pus pe umeri, îmi pare bine de lucrul ăsta. Pentru că încep să înțeleg că generația asta care pare să fie fără o identitate precisă, pentru că trăiește într-o lume globală, înțelege, deși nu beneficiază de o educație centralizată pe ei, focusată pe ei, înțelege că au un punct de origine. Mergem în pauză de publicitate și ne întoarcem, vorbim despre tinerii și piața muncii. Miezul problemei, am revenit alături de dumneavoastră, vorbim despre tânăra generație, despre felul în care tinerii interacționează cu piața muncii. Alături de noi se află Alina Postu, antreprenor tânăr, după cum puteți vedea, domnul profesor Anton Hader, domnul profesor Mircea Coșe, invitat permanent al emisiunii noastre. Domnule Hader, la un moment dat citeam niște statistici din astea îngrozitoare. România a pierdut oameni cu studii superioare, cred că numai la medici vorbim de peste 30-40 de mii de oameni, nu mai știu pe ce perioadă de timp, dar oricum mulți ani. În lei, după calculele noastre, 2 miliarde de euro. 2 miliarde pregătirea de euro. Pregătirea lor. Asta, aici vroiam să aduc discuția, pentru că și câteva sute de mii de ingineri. Exact. Care sunt peste granițe. Tot neamul meu, verișorii mei, sunt peste granițe. Se poate granițe. Face ceva ca România să nu mai aibă parte de această hemoragie de creiere, să o numesc așa, pentru că, practic, în momentul ăsta sunt foarte mulți tineri care termină studii superioare în România. Și deja de pe băncile facultății sunt contactați. Cei care termină studiile în România mai pot rămâne, dar cei care se duc afară nu mai vin. De aceea m-am și opus când a venit un parlamentar acum cu ideea că să le dăm burse românilor săraci să ducă să învețe afară. Păi, deja îi aruncăm acolo, să le dăm burse să învețe România, dacă vor după aia să plece. Dar de ce să le dăm burse neapărat acolo? Căci nu se mai întorc în țară. Hai să fim și noi, vorba domnului profesor, un pic mai patrioți, așa, să ne gândim că poate rămân în țară. Nu trebuie obligat să rămână, dar trebuie investim să-i oferim în altă țară. Da, să investim în altă țară. Trebuie să-i creăm condiții aici. Uitați, un fost președinte ne-a spus, n-am cu ce vă plăti, plecați. Și au plecat medici. Au plecat atunci iar mulți. Acum vreo 6-7 ani, când s-a făcut legea salarizării asta pe care o avem acum, 153, am fost primul care a cedat în fața medicilor. Că puteam să mă lupt pentru domnul profesor, pentru mine, pentru tinerii din educație și am zis să le dea întâi medicilor, am conchis. Corect, corect. Și iată că când a fost utilă acea decizie. Pentru că a venit pandemia peste noi și nu știu cine a făcut încă vreo 10-16 mii de medici plecați, francezii, din lumea sindicală, dar și la nivel înalt, la nivel de președinție, ne-au mulțumit, domn, a Franței. Președinția Franței. Vă mulțumim că ne trimiteți medici. Sistemul public de sănătate din Franța este trăiește cu multe medici din România. Franceză, o domnișoară la mine, pe Valea Loarei, unde n-a mai venit medic de 50 de ani. Ce, domne, așa de mămoasă, de drăguță. Vorbește franceză, vorbește engleză. Are calități de medic. Iată, deci, pentru cine am pregătit noi? Ce spuneți unui tânăr care termină, de exemplu, acum Politehnica, dar inginer, și vă dezvăluie faptul că vrea să plece? Ei, ce aici, plecând de la proprii mei copii, cei doi, nu ne-am cultivat. Tu, ca părinte, poți să le cultivi. Sunt colegi care nu se gândesc nicio secundă ca ai lor copii să rămână în țară. De la început le inoculează asta. Și n-ai ce să le faci. Pleacă. S-a terminat. Că asta e țara. Știi cum e? Nu. Deci, sunt ei scârbiți de ce e aici. Iertați-mi cuvântul, dar asta este. Și dacă și tânărul e crescut în sensul acesta, ce să facă el? Dar ai mei au rămas în țară și cred că vor rămâne. Nu e. Și sunt, am spus, de 30 de ani. Cu studenții, nu-i povățuiesc să meargă afară. Vreau să le insuflu ideea că și aici putem face împreună o țară ca afară, că tot e lozincă lor. Sper să nu rămână doar lozincă. De-aia zic că și lozincă. Încă nu m-ați convins că și voi luptați la fel de tare pe cât ați vorbit atunci când ați zis că vreți o țară ca afară. Eu vă voi sprijini în acest sens. Găsiți în mine un partener din toate punctele de vedere și de-aia zic că ar fi cazul să luăm și noi atitudine. Spre exemplu, mi-a zis cineva că nu v-am văzut la meeting-ul pe 10 august. Un tânăr. Păi le zic, eu nu am cum să vin, că eu reprezint și profesori care sunt de dreapta, și de stânga, și de centru, și nu știu ce. Deci ideea asta este că dacă protestăm, hai să protestăm pentru infrastructură. Merg lângă tine, Alin, în primul rând, că am protestat când voi habar n-aveați, nimeni nu știe în țară, de câte ori mă duceam la ministrul transporturilor, la președintele țării, la prim-ministru, să ne facă și nouă autostrăzi. Că vedeam ce e prin Italia, pe A4, cum se numește, A4 în Nord, acolo nu se poate. 4 benzi pe sens sunt puține, pe sens.
Înțelege? În jurul Schiphol, în Olanda, la Amsterdam, sunt 6-7 benzi în aeroport acolo. Deci noi, vai de mama noastră, acolo trebuie să protestăm, dar să nu mă chemați să vin să protestăm politic sau ceva, cum unii dintre tineri, știți bine, sunt tineri și de dreapta și de stânga, ceea ce e dreptul lor, dar nu vă așteptați să fiu nici la dreapta, nici la stânga, adică în sensul acesta. Deci așa ar trebui societatea civilă să fie una singură, cum m-a întrebat în 2012 când m-am dus la președintele prim-ministrul Olandei, Rutte, ați auzit, se pronunță Rutte, așa, să-l întreb de ce nu primeți în Schengen. Și el zicea, chiar, ce v-au spus olandezii? I-am spus președintelui țării de atunci, domnule Traian Băsescu, am transmis. Păi, că avem mare corupție. Ce spuneți? Ce știați? Dar interesează, știți că sunt în natură economică. Discutăm dacă vreți, că am fost acolo. Am stat 2-3 zile acolo, în zonă. Nu știu ce. Deci ideea este că putem să ne luptăm pentru țara noastră. Exact cum spunea domnul profesor, mi-a plăcut că a inoculat. A intrus în discuție termenul de patriotism. El este cel mai important lucru pe care putem să-l avem. Pentru că altfel ce faci? Dacă te gândești tot timpul să străiești tu viața și nu te gândești la țara ta, pățești ceea ce au pățit rudele mele. Și le-au plecat toți copiii, nici măcar la mormântare n-au venit. Cum să vii din Australia? Cum să vii din Marea Britanie? Nici n-ajungi. Alin, da. Tinerii pleacă. Termină școli, statul cheltuiește bani și nu puțin cu formarea lor. Deci să creezi un inginer înseamnă mulți bani. Sunt state în lumea asta unde, dacă ai plecat, dai banii înapoi. Înțeleg că nu prea e constituțional să... La Ungurs s-a încercat, noi nu am reușit și nu cred că va fi cazul. Care mai e atmosfera acum printre cei de vârsta ta? Adică tot așa, tot trendul ăsta de a pleca? Sau au început ușor-ușor să înțeleagă că e important să realizezi ceva și aici acasă și că se și poate, în ciuda problemelor care există încă, să zicem așa. Eu am o perspectivă ceva mai moderată decât a domnului profesor. Așa. În sensul că eu nu sunt un exemplu care a studiat în străinătate și m-am întors în țară. Mai sunt și deșteați puțin. Și văd acum din ce în ce mai mulți... 10%. Da, păi asta spun. Și sunt câțiva în Parlament. E Sebastian Burduja la PNL. Sunt foarte bun prieten cu el. E Dragoș, cum îl cheamă, Preda, care iarăși este foarte... Adică aveți câțiva exponenți. Și sunt din ce în ce mai mulți, asta aș vrea să subliniez. În contextul în care începem să-i vedem, cred că tinerii ăștia pot reprezenta un model și în contextul în care le putem da... De acord cu aceștia, da. Le putem da un spațiu în care ei să se manifeste, că de fapt asta e. Și mă uit inclusiv lucrurile pe care noi le facem. Dacă le creăm un cadru în care ei să poată să studieze, ei pot să-și pună ideile în aplicare... Preferă să rămână în țară. Avem tineri valoroși din comunitatea noastră națională care au zis, vreau să merg în străinătate, vreau să merg să studiez în alte țări, nu dau neapărat nume. Nu contează. Și mi-am găsit în cadrul proiectului, mi-am găsit o nouă familie, mi-am găsit un motiv pentru care să rămân în țară și să contribui. Tu da, dar alții nu. Păi despre asta vorbesc, că sunt tineri. Încercați să vă atrageți, că tot voi între voi vă convingeți. Mai repede vă convingeți voi între voi și le arătați exemple de succes sau cum se numește acum good practices. Adică ceea ce faceți voi, ceea ce faci tu, decât să apelezi eu la ei. Pentru că dacă de 10-15 ani i-am văzut pe studenții mei, cam greu îi atrag. Când dau de belea mai mă sună câte unii. Eu cred că dacă le creați cadre în care ei să se poată implica și nu doar să învețe, ci efectiv să facă lucruri, atunci o să poată să rezoneze mai mult cu cauzele pe care dumneavoastră le promovați. Și asta vorbesc și din perspectiva companiilor, dacă nu-i mai tratează ca fiind pur și simplu forță de muncă, ci încearcă să implice efectiv în viața cetății, ca să zic așa. Administrația publică, dacă nu-i mai vede efectiv ca și contributori, cei care plătesc taxe, ci încearcă să-i vadă efectiv ca niște cetățeni și să implice în proiecte de schimbare. Societatea civilă la fel, nu doar să-i vadă ca masă. Au început tinerii să intre în proiecte, trebuie să reținem vârsta de implicare în societate. A scăzut considerabil. Și inclusiv numărul voluntarilor la nivel național a crescut, cred, de 5 ori în ultimii 5 ani. Lucru care mi se pare extraordinar. Cred că dacă creăm genul ăsta de mecanisme prin care să-i putem implica, să le dăm o voce... Nu se poate crea peste noapte, dar acest lucru câștigă țara, trebuie să recunoști. E mai degrabă de direcție, vorbesc aici. Da, aici aveți proiecte. Aveți proiecte finanțate de bugetul european, știți bine. Bănuiesc că și acesta pe care lucrezi, nu? Ai zis că e un proiect. Nu, e privat. E totalmente privat. Da, bănuiesc că ai lucrat pe proiecte de acestea europene. Am beneficiat când eram student. Aha, mai degrabă decât am lucrat. Deci sunt proiecte care pot să le ofere tinerilor o șansă. Și acolo e mai greu. Și e mai greu. Cu toții, de fapt, dar reușesc unii, dacă ne schimbăm mindset-ul, cred că cu toții, de fapt, putem să creăm genul ăsta de proiecte pentru tineri. Nu mai e despre bani veniți din Uniunea Europeană, nu mai e despre bani veniți din bugetul local. Nu toți reușesc să intre în legătură de muncă pe proiecte
cu mediul privat. Din păcate, mediul privat de la noi, tot vorbesc și răspund de asta la Politehnica, am colaborarea cu mediul socioeconomic. Din păcate, universitățile și nu numai, cu greu se lipesc de mediul economic. Și el e reținut, nu știe ce să facă, nu mi-ar da o temă să o fac la doctorat. De ce să creezi un material mie dacă cele două entități mi se par defazate, adică facultățile nu mai creează specialiștii de care piața muncii și mediul privat are atâta nevoie. Am început la Politehnică, dar și în alte lucruri să punem un accent de vreo câțiva ani. Trebuie avem mii de firme pe hârtie cu care suntem în legătură, dar și în fapt cu multe dintre ele, că nu ai cum să ții legătura. Iar corect. Faptul că a apărut porcăria asta, Doamne iartă-mă, iertați-mi expresia de pandemie, ne-a întrerupt, să știți că eram în ascensiune. Se strânseseră rândurile în acest punct de vedere. Eu sunt în mediul privat, scuze, dar mi se pare că e valoros asta. Eu sunt în mediul privat și aș putea să zic că mediul privat e foarte deschis să lucreze și cu tinerii și cu universitățile. Și cred că există deschiderea asta, e nevoie doar ca cineva să inițieze relația. Știu că mediul privat face asta. De-aia am zis, nu, eu am dat vina pe ai mei. Nu pe ceilalți. Am zis, domne, noi trebuie să ne ducem către ei. Dar de ce, domne, că noi am învățat carte? Noi copii, trebuie să înțelegeți. Tot generația mai tânără. Vă rog eu frumos, de acolo noi câștigăm. Și uite că am prins un proiect de câteva milioane bune la care lucrăm acum, în care eu nu mai voi fi perdant, pentru că la viața mea am făcut zeci de invenții, dragul meu. Ce am făcut? Medalii de aur la Geneva. Și ce faci cu ele? N-ai ce să faci. Am mai aplicat unele dintre ele, am mai vândut câteva brevete la prețuri modice. Dar acum știu că toți acești tineri care lucrează cu mine în proiect vor fi într-un final, de ce nu, și pun brevet, dar brevetul nu va mai fi și al meu. Vor avea și beneficii. Nu mă voi mai duce la Geneva să mă mândresc, că uite, am mai luat o medalie. Am luat destule, vreo 30 de medalii, ce să fac cu ele? Ți-am spus, deci acum viitorul este al antreprenoriatului de acest tip și al colaborării. Eu să mă duc să fac un brevet pentru firmă și avem deja două, trei cazuri. Am brevet acum făcut tot cu aceeași echipă în Italia, care se aplică la Chișinău Criș. Au făcut fabrica acolo, vreo 500 de locuri de muncă. Asta înseamnă. De ce să mai mă duc eu acolo? Mai vine un chinez, mai fură sau altă nație și se uită la brevetul meu. Și că se copiază, știți bine. Ți-a ideea, după aceea ți-o face și nu mai chinez, că nu mai chinezi. Și noi putem să luăm de la alții, ca să nu acum să-i atacăm pe săracii chinezi. Domnule profesor, o să zică cineva că am obsesia banilor. Statul român a pierdut, așa cum spunea și domn profesor, miliarde de euro prin formarea tinerilor. Clar, banii nu avem cum să mai recuperăm, să ne mulțumim dacă se vor mai întoarce 10, poate 15, 20% dintre ei. Cum facem să nu mai pierdem de aici încolo? Pentru că și acum, la ora la care vorbim, așa cum spunea și domnul Hader, se creează ingineri, se creează doctori, oameni care... Se formează aici 2, 3, 4, 5 ani, domn profesor, astăzi am avut o discuție cu un mare inginer de la Incas. Corect. Cum facem să nu-i mai pierdem? Nu putem să facem nimic. Astea sunt niște iluzii și niște elemente de politicianism. Când vine cineva cu un program de ăsta, România acasă, trebuie studiat ce s-a întâmplat din 1945 până în prezent. Au existat migrații exact ale României, mai ales din Turcia și din fosta Iugoslavie, din Portugalia, din sudul Italiei, spre nord. Grecia. Toate măsurile care s-au luat, Italia a avut un program extraordinar. Se chema Mezzogiorno, adică trebuia jumătatea de la Roma în jos să aibă investiții atât de mari încât să atragă. Nu s-a întâmplat nimic. Deci migrația este o chestiune absolut normală. Mai ales acum. O forță de muncă se orientează spre condiții mai bune. Corect. Singura șansă pe care o avem, și aici eu sunt de cu totul altă părere decât să vorbesc în general, este ca România să înceapă să atragă forță de muncă înapoi, să-i vină înapoi. Pentru că, deși noi nu discutăm lucrul ăsta niciodată, dintr-o chestiune care e lipsită de sens până la urmă și de, cum să spun eu, de demnitate națională. Din toate țările foste comuniste, România are cele mai mari progrese. E dovedit asta. Economice. Cele mai mari progrese. A făcut cele mai mari progrese din 1990 până în prezent. Colegul meu de aici, din dreapta, nu știe că e prea tânăr. România e schimbată total față de 1990. Cu totul, cu total. Și față de 2000, începând de la străzi până la mentalități. Sigur. Deci s-a schimbat extraordinar. Lucrurile încep să se dezvolte. Sigur că există încă un decalaj. Dar lucrul ăsta nu va continua. România va avea în viitorii 10 ani o forță de atracție, o forță de muncă mai mare decât a avut până acum. Pentru că e o țară emergentă, se dezvoltă. Celelalte țări au o anumită saturație de capital. Deci atunci vom vedea că se micșorează și migrația, poate să vor mai întoarce și unii acasă, să nu ne bucurăm foarte mult de cei care se întorc, că cei care se întorc sunt perdanți. Nu au făcut treaba acolo, vin aici. Sau vin la pensionari, așa cum s-a întâmplat.
Dar procesul e normal. Noi îl luăm așa ca fiind, vai de mine, fug românii. Nu, procesul ăsta este peste tot. Cu excepția unor țări din zonă... Atâtea milioane, domn profesor? 4-5 milioane? Nu sunt 4-5 milioane, astea sunt niște cifre necunoscute. Nu sunt numărați, nu se știe, pentru că este și un dute vino, e o navetă, nu se știe exact cât sunt. Studiul dar 5, dacă ar fi 5 milioane, nu e mult față de ce s-a întâmplat raportat la populație în Turcia, în Irlanda, în Italia de Nord, în Portugalia. În 1970-73, la Paris, chelnerii și șoferii erau portughezi. Pot să vă spun ceva din experiența mea personală. Când lucram la ONU, la Geneva, asta a fost în perioada 1970-1980, blocul era un haos ăsta mare în care stăteam cu garaje la parter, au fost niște furturi. Au venit și au furat cauciucuri. A venit poliția la fiecare și l-a întrebat ce ai pierdut. Am pierdut 4 cauciucuri de iarnă. Și nimic, nu știm cine i-a furat. Italienii, ăștia sunt hoți. Au venit ca să muncească pe la noi, că n-au ce mânca acasă. Deci, era o emisiune la radio care se chema un ora perile italienii, pentru că era atât de gravă situația italienilor migrați, încât avea o oră în care aveau prin radio, că atunci nu existau telefoane mobile, legătura cu familia. Deci lucrurile sunt repetabile la altă scară. Unde sunt italienii acum? Mai au ei migrație? Nu mai au. Din contră, mergem noi la ei. Da. Deci este un dute vino de migrație. Forța de muncă europeană, în general, este afectată în momentul de față de un singur factor. Migrația musulmană. Restul, dacă n-ar fi asta, s-a mai stopat cu coronavirus, dacă n-ar fi asta, lucrurile s-ar egaliza încet, încet. Presiunea pe care o fac oamenii ăștia care vin, sigur, vai de ei, vin din Siria, din țări război. Cei care a făcut-o în Germania, spre exemplu, nu? Da. Greșeala pe care a făcut-o, așa cum e recunoscută, Angela Merkel, da. Că i-a considerat ca fiind o forță vitală, s-a dovedit că nu e așa. Deci lucrurile astea încep ca să se regleze încet, încet. Iar faptul că se întâmplă două lucruri acum, pe care trebuie să le spunem foarte clar, parcurgem o perioadă extrem de interesantă și de benefică, deși nu pare. În primul rând, după atâția ani, Uniunea Europeană a reușit să aibă un program european. Mecanismul ăsta de reziliență e un program european. Prima oară când are așa ceva. Restul erau fonduri care mergeau dintr-o parte. Acum este altceva. Și al doilea lucru care este de luat în seamă este că, și asta este foarte actual, nu v-a mirat faptul că Uniunea Europeană vrea ca România să fie în Schengen? Deodată. După atâția ani în care ni s-a refuzat. Pentru că are nevoie. Deși suntem pregătiți de mult. Are nevoie de crearea unui monolit economic și politic. Nu poți să-l lași afară pe unii. Aia e altceva, dar încă interesele sunt mai mari ale statelor puternice. Dar asta e întotdeauna, o să fie la fel întotdeauna. Domn profesor, eu nu cred până nu văd. Știu cât am pătimit, la câte ambasade am fost, la toate ambasadele. Domnule, în nume propriu sau cu câțiva colegi. Și făcusem un grup de intervenții. O să vă spun care nu vă convine, probabil. Și le spun cu toată prietenia. Nu la nivelul nostru se face politica mare. E adevărat. Eu știu, domn profesor, dar nici să taci ca societate civilă nu e corect. Adică ba, atunci da, când vezi că ți se face nedreptate, pentru că părerea Olandei era punctul de vedere al Olandei era o nedreptate. Deși din punct de vedere tehnic România a fost pregătită. Dar am fost cu ei la vamă. Sigur. Și le-am arătat cum stau vămile. Schengenul pentru România a însemnat o măsură concurențională. Da. Deci toate exporturile României au fost blocate nu prin tarife vamale, că nu se putea, au fost blocate prin Schengen. Îi ții pe aia 10 ore la vamă cu carne și cu ouă, după aia poți să le arunci. Da. Asta a fost. E, acum măsura asta care se ia arată că e o anumită schimbare. Deci, eu e o promisiune. Că... Haide să nu luăm de... Eu cred că nu e de data drept asta. Nu cred că e de data asta. În condițiile în care... Mă rog, știți că și vizile din America erau așteptate de... Hai să o punem deoparte pe asta, rămâne mecanismul de redresare și reziliență, care e foarte important. De-aia zic, eu cred că lucrurile în România vor merge spre bine. Nu atât de repede pe cât vrem noi. Da. Sau de cât vrea dânsul, care vrea și mai repede decât noi. Da. Care are mai mult sânge. Dar ele merg în sus. Nu, are viteza mai mare a sângelui. În rest... Știți cum e cu sângele, nu știu. Da, e interesant ceea ce spuneți. De fapt, și mecanismul ăsta de, cum se numește el, care ne prevede că vom avea și mari probleme. Uniunea atenție. Europeană se împrumută ea pentru alții. Da, cam așa este. Ne prevede vremuri grele. Adică scrie acolo că vom avea peste
30-40 de ani, când el va fi la pensie, vom avea minus 5-7 milioane de români. Cum i-au calculat? Nu știu, dar se prevede că vom ajunge acolo. Care se apă niște serii statistice. Da, deci se lucrează, dar vreau să vă spun că dacă tot se prevede, adică să ajungem se prevede situația asta, hai să luăm măsuri anti, adică știți asta cum este. Asta vreau să vă spun, dacă ar începe să fie niște măsuri cu efect demografic în 2 sau 3 ani, am ieșit din chestia. Că vom avea natalitate demografică, vom sta groaznic. Tot așa scrie. Păi dacă tot oamenii adică ajunge pe la 14-15 milioane, da. Așa, că vom avea cotizanți la CAS, la pensii, tot mai puțin și cu sume cât mai mici. De ce nu intervii tu prin ANAF, guvernul actual și guvernul care a fost? Că am avut un an 2018 unde a fost leu pe leu. N-am mai dat niciun leu statul român atunci. Dar din ce în ce am mers, uite așa, 2,4 miliarde până în 2019, vreo 6-7 miliarde, așa, și acum știi că sunt 16,7. Sunt prea mari taxele pe salarii, domn profesor? În România, da, da. Că suntem a treia țară, așa am primit eu. Așa am descoperit și eu. Păi și atunci cum să-i acuzăm pe tineri că nu sunt interesați aceste contribuții? Păi dar nu ne-am spus că nu sunt interesați, dar unii dintre ei ce v-am spus, dar nu neapărat tineri. Intru aici și cu cei de jur de 50 de ani. Da, da, acceptă să ia salariul minim pe hârtie, fiscalizat și după aia cât mai merge. Ceea ce nu e corect. Dar ce să-i faci? Are și el dreptate. Trăiește azi, nu? Înțeleg, dar problema e ce te faci dacă ajungi la pensie și iei pensia minimă. A venit un coleg al meu de generația mea și mi-a zis, eu am câștigat, am fost director, dar fiscalizat? Nu. Zic, roagă-te să trăiești puțin. I-am zis, pentru că dacă prinzi pensia minimă și te-ai învățat să trăiești ca boierul, ce faci? Uite, s-a uitat la mine. Voi vă gândiți la pensie? Apropo de ce spun domnul poate profesor. Părinții. Cred că mai degrabă ne gândim cum să putem să nu fie nevoie să ne gândim la pensie. Da. Și aici vedem, statistic vorbind, intenția pentru antreprenoriat. Adică mai degrabă despre a construi... Să fii propriul stăpân. Exact. Spune, da. Să lucrezi la propriul vis. Bine. Da. Și cred că e foarte mult spațiu în România. Dacă ne uităm comparat cu țările din vest, a făcut INSEE un studiu în 2019, 0% practic dintre tineri din România își pornesc un business nereprezentativ. Cât reușesc să facă chestia asta. Și atunci spațiu, fiindcă tot vorbeam mai devreme despre ce se întâmplă străinătate, mi se pare că România are niște autostrăzi de oportunități versus străzi cum e străinătate. Intenția asta a tinerilor și aplicarea asta către antreprenoriat mi se pare că se potrivește foarte bine. Ce cred că e nevoie să începem să educăm și să investim în sfera asta de educație mai mult. Să știi că s-au făcut progrese, s-au făcut proiecte cu duiumul, dragul meu. Avem facultate, uite, sărim gardul între ghilimele. Era pe vremuri, erau portiță, acum trebuie să sărim. Că asta cred că e o discuție mai amplă. Avem o facultate cu nume celebru, FAIMA. Facultatea de antreprenoriat, ingineria și managementul afacerilor. Ce vrei mai atractiv? Și cine predă acolo? Păi profesori care sunt și din domeniul economic și din domeniul ingineresc, e și puțină parte inginerească, dar cred că e nevoie să implicăm mai mult mediul de business în curiculele și vis-a-vis de cum îi formăm pe tineri în sfera de antreprenoriat. Să ne spui dacă aveți priceperea necesară să periați puțin, pentru că ARACIS, adică Agenția Română de Asigurare a Calității, ne obligă pe noi în universitățile să discutăm cu antreprenori, să discutăm cu partenerii din mediul socioeconomic. Ce modificare ați face voi, spre exemplu, apropo, ce spune domnul profesor? Păi, cred că unul dintre cele mai importante aspecte e zona asta de aplicabilitate și de cât de practic e ceea adică ce se... învățarea practică, nu? Învățarea practică, unul, și doi, actualizată, fiindcă sunt multe dintre lucruri... Aici, și mi-aduc aici avem carențe, recunoaștem. Deci noi, încă unii dintre noi, am rămas cu ideea că studentul trebuie să fie pregătit și teoretic și practic la superlativ și încă mai punem accent unii dintre noi, eu m-am schimbat de multă vreme, zic eu, dar depinde, acum știți cum mă văd studenții, disciplina fiind și foarte grea, cu multe calcule, rezistența materialelor, dar am trecut mai mult spre probleme, spre aplicații, pentru că dacă ne-ai demonstrat, îi dai teorie, l-ai pierdut, nu-ți mai intri la clasă. Pentru că nu mai e generația în care profesorii spuneau așa, le spuneau, domnule, dacă nu știi cele 200 de teorie, tu nu intri la scris. Eu să știți că cred că teoria, tinerii sunt foarte dispuși să o absorbe. Depinde ce fel de teorie. Atâta timp cât e predată într-un mod interactiv și atâta timp cât problemele în domeniul inginerii ca aplicațiile sunt gustate. Și atâta timp cât profesorul e dispus să prezinte și să asculte studentul, cel puțin, că sunt unii profesori care se duc doar să livreze informația și atât, fără niciun tip de aplicare către ce are nevoie studentul și dacă a înțeles sau nu. E acolo fiindcă își face treaba, fiindcă așa ar trebui să-și o facă, nu neapărat fiindcă are abilități pedagogice, din nefericire.
Că asta e realitatea în care trăim în România. Nu putem să spunem că avem punct ochi și punct lovit, că toți suntem în învățământ cu vocație sau... Și atunci, că, asta e normal. N-ai cred că e important zona pot asta. Pot fi și ei cercetători buni, spre exemplu. Să aducem mai mult zona asta de aplicabilitate. Cred că e important iar să implicăm mai mult mediul de business. Cred că e important iar să le dăm studenților sau tinerilor un cadru să-și exprime gândurile și nevoile. Uite, că tu vorbeai. Fiindcă stați puțin să termin și după aia. Chestionarul respectiv pe care facultățile trimit de hei, vrem să știm care e perspectiva ta cu privire la cum a fost anul școlar până acum sau cum merge procesul de învățare, nu e neapărat luat în calcul. Și e mai degrabă o formalitate decât o practicalitate. Adică nu se uită nimeni pe... Nici nu cred că se uită și nici nu cred că e făcut în așa fel încât să se uite cineva pe el. Cu tot respectul pentru universitățile și profesorii care fac asta pe bune. Dar din câte am discutat eu cu colegi și elevi și studenți, nu zice neapărat că e o predispoziție către zona asta de feedback. Către a primi părerea elevilor. O evaluare a studentului. Exact. Da. Da. Există. Nu, ați învățat mai mult afară, probabil. Funcționează și acest sistem. Într-adevăr, nu-i pus la punct. Nu e, să zicem așa, adânc, dar este. Nu vă faceți. Asta zic, e formal. Iar când, e formalitate. Nu pune în pericol activitatea unui profesor. Asta aici. Pentru că sunt universități în afară, domn profesor, sunt universități unde această evaluare a studenților cântărește foarte greu. Dar acum și la noi la fel, fiind suntem evaluați, cum să nu. De ei? Da. Dar, și ce se întâmplă cu ele după aia? Păi se discută cu profesorii care au probleme, cum să nu. Nu sunt făcute publice, nici n-ai cum să le faci astea, așa arată legea. Dar sunt măsuri pe care chiar le luați, practic? Dar avem profesori pe care anul următor nu-i mai trimite spre de acolo. Nu e o simbioză între facultatea respectivă și treci în altă parte, încercând să-l modelezi și pe el, că și noi suntem modelabili, cât de cât, să zicem așa. Asta mi se pare un exemplu fericit. Deci ce vreau să vă zic, de când am încercat să vă completez acolo. Deci noi la proiecte, vă vorbeam în pauză de un proiect de antreprenor cu doctorat, proiectul e în așa fel creat încât toate temele de doctorat se termină cu un plan de afaceri. Deci am zis că, domnule, dacă tot facem o chestiune inginerească, o cercetare, o piesă, o analiză, o structură, ceva acolo, hai să vedem cum putem să ne ducem către piața muncii cu ea, către consumator, către... Și e un pas înainte lucrul ăsta, nu era. Și câte s-au implementat până acum? Păi proiectul este în lucru. Okay. S-au implementat, să știți că am avut proiecte de succes. Nu sunt foarte multe, pentru că proiectul mai are vreo una și jumătate. Dar asta contează, pentru că te obligă proiectul, prin modul în care l-ai scris, să faci asta. Să faci ceva ce n-ai făcut niciodată. Și astea sunt exemple de bune practici din veste, să recunoaștem. Da. Am început, de fapt, să învățăm pe studenți la facultatea asta de care vă vorbeam, la FAIMA, despre ceea ce spuneam. Planul de afaceri, antreprenoriat, se fac atâtea cursuri de antreprenoriat, dar nu vă vine să credeți. Tocmai asta cred că e problema câteodată, că se fac atât de multe cursuri, dar fără neapărat să fie antreprenor care vin să le predea. Și cred că e important, dincolo de faptul că tinerii fac un plan de afaceri, fiindcă chiar ieri am asistat la o prezentare de idei de business și le evaluăm, cred că e important ce facem cu ele mai departe, fiindcă ați menționat în test, sunt centrele de transfer tehnologic, chiar așa se numesc. Avem și centrele. Mergem în pauză de publicitate și ne întoarcem, rămâneți cu noi. Și suntem alături de dumneavoastră la miezul problemei, vorbim despre tineri și despre piața muncii, împreună cu domnul profesor Anton Hader, cu domnul profesor Mircea Cușa și cu Alin Apostu, antreprenor și coordonator al proiectului Vreau să fiu antreprenor. Alin, mă întorc la tine. În ce domenii vor să muncească românii tineri? Uite, accentuez acum. Ce domenii li se par lor așa interesante și de viitor? Anul trecut chiar am făcut un studiu în rândul tinerilor, pe care urmează chiar acum vrem să-l repetăm în perioada următoare. Și au reieșit trei domenii cu precădere. Primul e apetența lor pentru zona de antreprenoria, ceea ce a fost unul din doi tineri români vor să fie antreprenori sau manageri. Vor să fie antreprenori sau manageri. Al doilea a ieșit zona de relații cu publicul, PR, marketing, deci zona asta de deschidere către oameni. De comunicare. Comunicare, da, exact. Și al treilea e zona de IT. Asta ne-a surprins pe noi. Abia pe locul 3 s-a clasat ca și apetență și deschidere către joburi noi. Fiindcă discutam mai devreme despre zona de bani și cât de importantă e. Na, cam cu toții știm că zona de IT se plătește destul de bine. Vedem acum că tinerii preferă mai degrabă, și asta cumva am și confirmat în cadrul studiului, preferă mai degrabă independență decât bani și preferă zona asta de interacțiune umană. Cum depinde ce școală au făcut cei care au fost intervievați, dar vă asigur eu că încă e plătit foarte bine sectorul acesta
legat de calculatoare și sunt foarte căutați. Sunt de acord, vorbeam mai degrabă despre ce preferă tinerii și preferă mai degrabă independență, preferă mai degrabă interacțiune, știu, mai mult decât banii. Știu că se cere și altceva în afară de școală și de... Dar în orice caz, tinerii ar trebui să prefere și ceea ce știu, ceea ce au învățat. Că dacă ne trezim cu tineri puși șefi, cum am văzut zilele trecute, în domenii care n-au nicio legătură cu pregătirea, dar nicio legătură, dragul meu, nicio legătură, doar ca să fie șefi, mai bine, na, da, iarăși o să zici că sunt cazuri punctuale. Așa este. Deci, majoritatea tinerilor procedează, cum ai zis, dumneata, adică, în general, se orientează spre zona aceasta de antreprenoriat, dar aici trebuie să fie sprijiniți. Cine îi sprijină pe ei ca să ajungă antreprenor? Pentru că dacă n-ai în spate cât de cât să te împingă cineva financiar, să-ți deschide uși, așa e România, porți, n-ai ce să faci, e greu să promovezi. E ok să pleci ca tânăr direct cu business, direct antreprenor, poate vei face niște greșeli destul de mari, nu? Încă n-ai experiență. Riști niște bani, poate ai tăi, poate ai altor, așa cum spune domnul profesor, nu? Sunt de acord cu asta. Adică e un pic cam repede pasul ăsta spre antreprenoriat. Sunt două feluri în care poți să faci pasul către antreprenoriat. Fie trecând printr-o companie, și asta e super ok, fiindcă dobândești o serie de experiențe, expertiză, niște anumite abilități. Și să roiești de acolo, și apoi faci. Exact. Da, sau mai vedem exemple de bună practică în țări din vest, unde sunt tineri care la vârsta de 12-13 ani încep să vândă diferite lucruri, de la limonadă până la prăjituri. Și asta e o practică de cum să gândești antreprenorial, cum să vezi oportunități, cum să vinzi, să dezvolți abilitățile. Și avem exemple de tineri care, într-adevăr, n-aș zice că e reprezentativ, dar sunt exemple de tineri care la 18, 19, 20 de ani pornesc business-uri și ridică bani. Și eu fac asta cu succes. Adică și au deja un pic de experiență. Pe care și-au construit-o singuri. Din antreprenoriatul, din punctul meu de vedere, da, e despre business, dar mai mult decât atât e despre școală, despre învățare. Adică e un mediu foarte bun în care poți să-ți antrenezi abilitățile și poți să înveți foarte rapid pe ceva ce pe tine te pasionează. Un rezultat excelent l-a obținut un tânăr, tot așa înalt ca tine și drăguț, de aproape, cred că e 27-28 de ani, a terminat politehnica la noi. A depus o cerere de finanțare la un proiect european pe antreprenoriat, ceva inovare, nu mai știu, și a deschis o firmă de curățenie într-o prima fază. Astăzi este bun colaborator al Politehnicii de robot, a avut succes mare, în 4-5 ani. Astăzi colaborează cu noi pe linie de roboți de curățenie și vine și prezintă roboți, își ia studenți de unde a învățat el și îi învață să-i gândească, să-i conceapă. Deci iată cum se ajunge cam 4-5 ani să ai succes. Dar pentru asta trebuie să ai și puțină baftă și cel mai mult tenacitate. Pentru că dacă ai cedat în fața primului obstacol, s-a terminat. Iar băiatul ăsta a avut tărie și îi rețineți, este un fost mic fotbalist al unui mare fotbalist al României, Ilie Stan, cândva jucător la Steaua. Deci el a reușit și a dat seama că are mai multă șansă în știință și în inginerie decât în domeniul sportului. Exact. Și asta e, dacă reușim să antrenăm genul ăsta de abilități de care menționați dumneavoastră... Are de la Dumnezeu le are. Unii le au ca noi profesorii, că ai spus că unii vorbesc la uși sau la tablă, cum aveam un profesor, vorbea cu tabla, știi? Era un monolog, n-ai ce, nu puteți să spui că vorbește cu studenții. Deci, și așa este, cum spui, aici nici antreprenorii nu reușesc toți. Și e un risc mare uneori. Mai ales când poate ai familia și are încredere în tine. Și zice, îți dau tata, am adunat și 100.000 de euro și dacă se lege praf. Cred că e important felul în care abordăm și asta cred că e ceva ce putem să aducem mai mult în spațiu public și să învățăm pe tineri. E nu neapărat să-ți deschizi business-ul ăla cu 100.000 de euro, ci să încerci să testezi. Trebuie să iei gradual business... un pic, să pornești cu mici afaceri. Exact. Dacă aveți răbdarea asta și nu vă lăcomiți cu ghilimele, deși cuvântul nu-i prea frumos, că să știi că unii vor ce-am spus. La 30 de ani, aia la 35, la 40 și la un moment dat, ce mă, n-am, am 40 de ani, ce am tot ce vreau. Deci mai exact cum vă spunea și domnul profesor, să vă mai ponderați. Repet, nu mă adresez dumitale generației care vrea să arde etape, dar ardeți-le cu succes în sensul ăsta și cu documente, cu școală făcută ca lumea, cu corectitudine, pentru că la un moment dat s-ar putea să vă pară rău că ați trecut așa de repede prin viață și când trageți linie, parcă nu sunteți mulțumiți, știi? Adică... Asta cred că e ceva ce putem, și inclusiv școala poate să antreneze zona asta de abilități și de răbdare. Și aici văd și rolul părinților. Mi se pare că cercul iar și e foarte important. Important este să-i ascultați, că dacă e așa cum spui dumneata, mă bucur că pui accentul pe părinți, că așa e, acolo e nucleul de încredere. Și inclusiv școala, încă o dată. Mi se pare că câteodată scoatem actorul ăsta care e foarte important în procesul educațional și care, dincolo de faptul că antrenează cunoștințe, poate să antreneze inclusiv abilități. Dacă mai facem un an jumate școală, cum am făcut acum, Alin, se duce totul. Decalajul va fi uriaș. Domnule profesor,
reușește, iată, școala să-i antreneze pe copii. Uite, de exemplu, poate nu se face suficient educație financiară la liceu. Sau poate nu se face deloc. Poate le-ar fi de folos. Ar înțelege niște principii de bază pe care de multe ori le spuneți aici în emisiune, încă din clasa 9, 10, 11 și când ar ajunge la vârsta de 18-19 ani, ar ști măcar baza. Nu? Și le-ar fi mult mai ușor să se orienteze și odată ajungi la 20-20 ceva de ani, chiar să știe clar aici spre ce. Aici e problema care de mult mă preocupă. În 1990, împreună cu doi colegi de la catedră, am făcut primul manual de economie politică pentru liceu, clasa 11, ce care a fost în vigoare mai mult de 10 ani. S-a dat la facultate din el, da, 20 de ani. După asta, lucrurile au cam degenerat, pentru că s-a mers pe o anumită educație mai mult bancară sau fiscală. Cum să folosești cardul, lucruri din astea. Da. Dar e adevărat. Eu aș mai pune încă ceva la această reușită pe care o ai în afaceri. Trebuie să înțelegi lumea în care trăiești. Poți să fii foarte bine pregătit, poți să ai bani. Lumea în care trăiești e o lume care se caracterizează în România printr-o piață haotică. Asta înseamnă că ai de-a face cu o birocrație excesivă, corect, ai de-a face cu o fiscalitate excesivă, cu abuzuri de control, cu fel de fel de piedici. Deci trebuie să înțelegi mecanismul ăsta și să te strecori printre ele. Așa junglă, se poate să o junglă, da. Deci succesul în afaceri contează în România sau se bazează în România și pe capacitatea de orientare pe care trebuie să o aibă. Asta nu se învață. Nu se învață. Unii o au, alții se descurcă mai greu, dar poți să fii de nota 10, poți să ai și bani, dacă n-ai înțeles ce face ANAF-ul și ce face controlul. Și nu știi să te adaptezi, da, e o problemă. Mulțumesc mult, domnule profesor Coșa, mulțumesc mult, domnule profesor Hadle. Alina Postul, succes pe mai departe. Succes, a fost, da, miezul, succes, problemei. Weekend liniștit să aveți, ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Toate bune!